În cadrul conferinței de presă de ieri, managerul Spitalului Municipal din Orșova, Adrian Cican, a adus în discuție un subiect extrem de important pentru cetățeni și anume centrul de evaluare COVID-19. Noutatea este că pot veni și cei trecuți prin boală la o evaluare post-COVID. Centrul de evaluare COVID-19 s-a înființat în sprijinul compartimentului de primire urgență, în cazul în care va fi o afluență foarte mare a pacienților depistați pozitiv și care vor trebui investigați și dirijați după caz la domiciliu sau internați. Noul centru de evaluare dispune de 10 paturi pentru pacienții care vor beneficia de analize medicale, examinări imagistice adecvate, radiografii, dar și tomografii computerizate după caz. Care și-a început activitatea acum 9 zile. Este un centru de evaluare COVID care este deservit de un personal medical din 4 medici și, bineînțeles, aferent personalul mediu sanitar. Avem medicația, avem partea de imagistică care să deservească investigațiile și partea de laborator. Până acum, când noi discutăm, am avut foarte mulți pacienți care au venit și constatăm o creștere a pacienților care vin infectați cu varianta Omicron, dar sunt forme ușoare. Am avut doar un singur caz, doamna director medical, cred că nu greșesc, de terapie intensivă, dar acum nu putem spune că varianta de terapie intensivă e Delta sau Omicron, pentru că nu avem secvențierea care să ne spună acest lucru. De asemenea, Spitalul Municipal din Orșova dispune și de un centru de evaluare post-COVID, unde foștii pacienți infectați cu SARS-CoV-2 vor primi prin SMS sau prin apelare telefonică, data și ora la care se vor prezenta pentru investigații. Vine evaluarea post-COVID. Pot să spun că deja avem, din data de 17 ianuarie până astăzi, peste 70 de pacienți evaluați post-COVID. Din nefericire, au fost constatate sechele ale acestui COVID ulterioare, dar vrem să nu tragem o concluzie acum, doar la 70 de pacienți, pentru că noi deja avem programări care ne vor duce până în vară și vor fi, noi estimăm, acum avem confirmare la aproape 400 de pacienți, avem trimise adrese la 460 de pacienți, continuăm în fiecare zi cu aceste adrese și estimăm ca undeva până în vară să avem la peste 1000 de pacienți investigați. De asemenea, Spitalul Municipal din Orșova beneficiază de un sprijin logistic, fiind membru în platforma Pandemic Controller, fapt ce înseamnă o diagnosticare a pacientului, chiar și o eliberare de rețetă. Această platformă, la fiecare pacient, se introduc datele, se introduce anamneza pacientului, iar în momentul când s-a închis de către medicul curant la care se prezintă foaia, în acel moment platforma generează un diagnostic. Evaluarea post-COVID-19 este esențială pentru toate persoanele care au trecut prin această infectare. Managerii spitalelor, alături de cadrele medicale, sunt adevărații eroi ai zilelor noastre. Sunt cei care luptă în prima linie contra virusului criminal și pe umerii cărora stă toată responsabilitatea în actuala criză sanitară din România. Adrian Cican, managerul spitalului din Orșova, a depus eforturi uriașe pentru ca unitatea medicală pe care o conduce să ofere condiții europene de tratament, iar pacienții să beneficieze de îngrijiri medicale la un nivel foarte ridicat.